tău. Mă gândesc necontenit cât de mult ai suferit. Știu că n-ai fost vinovat, însă pentru al meu păcat ai fost aspru chinuit și pe cruce răstignit. Glas de înger de-aș avea, nici atunci n-aș putea, când ajuns să-ți mulțumesc, ție mi-el O, Iisuse, Domnul meu, Tu ajută-mă mereu să păstrez necontenit harul ce mi-ai dăruit. Vreau ca toată viața mea să-mi plinesc voința ta, ca apoi în cer să cânt slavă ție, miel preasfânt. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Vom reparcurge împreună drumul cruci. Alături de noi va fi Maria, mama noastră, și împreună cu noi și Maria ne vom ruga pentru cei ce suferă, pentru toate persoanele care în aceste luni au făcut această experiență a îmbolnăvirii de COVID-19. Fie ca experiența lor și teama noastră să se unească împreună și să cerem de la Dumnezeu să trecem cu bine peste acest necaz. Doamne Iisuse, Mântuitorul Lumii, speranța care nu dezamăgește niciodată, fie-ți milă de noi și ne eliberează de orice rău. Te rugăm să învingi pentru noi nenorocirea acestui virus, COVID-19, care încă se mai răspândește. Să-i vindeci pe cei bolnavi, să-i ferești pe cei sănătoși, să-i susții în eforturile lor pe cei care se îngrijesc de sănătatea tuturor. Arată-ne fața ta milostivă și salvează-ne în marea ta iubire.
Așa te rugăm, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, mama ta și a noastră, care cu fidelitate și dăruire ne însoțește pe cărările vieții, Tu care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Stațiunea întâi. Iisus este osândit la moarte. Te închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Pilat le-a zis, așadar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Au zis toți să fie răstignit. El le-a spus, dar ce rău a făcut? Ei însă strigau și mai tare să fie răstignit. Văzând Pilat că nu folosește la nimic, dimpotrivă, agitația devenea tot mai mare, a luat apă și s-a spălat pe mâini înaintea poporului zicând, eu sunt nevinovat de sângele acesta. Voi veți vedea. Tot poporul, răspunzând, a zis, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci, l-au eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-l, l-a dat să fie răstignit. Iisuse, Tu ți-ai ales locul Tău, cel din urmă. În felul acesta, nici suferind din această lume, nu va putea să se simtă singur. Părăsit de toți, Tu vei fi cu el. Lacrimile Tale, încredințarea Ta, lacrimile Sale vor fi lacrimile Tale, lacrimile Tatălui Ceresc. Va fi forța Lui pentru a continua să creadă, să spere și să iubească. Iisus e osândit la moarte, Domn care dăruiești viață, Sfânt care iartă, fă-ne capabil să transformăm durerea în iubire, încercarea în dăruire și rugăciune, strigătul disperării în tăcerea ascultării, în adorație și compătimire față de toți. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. O cruce mare îi se pune pe umerii însângerați și ele o poartă cu răbdare spre a-i mântui pe ai săi frați. Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Te închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Soldații l-au dus în curte, adică în pretoriu, și-au adunat toată cohorta. Și după ce s-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură și l-au îmbrăcat cu hainele lui, apoi l-au dus afară ca să-l răstignească. Nu era ușoară povara crucii, făcută din lemnul pământului nostru, încărcată de istoriile noastre, de păcatele și de speranțele noastre. Tu ai luat crucea asupra ta, Doamne, plin de umanitate, pentru a fi aproape de fiecare inimă cu iubirea ta atât de umană cât și divină, pentru a da sens la toate, mângâierile tăcută și prietenoasă, puterea vieții tale care a învins și va învinge moartea. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,
facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșicilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Iisus, întâia oară care puterile l-au părăsit, prea mare e povara crucii, dar nu se lasă biruit. Stațiunea a treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iar El a purtat suferințele noastre și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Noi L-am considerat lovit, bătut de Dumnezeu și umilit, dar El era străpuns pentru nelegiurile noastre, lovit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne aducea pașa era asupra Lui. Prin rănile Lui noi toți suntem vindecați. Poate un Dumnezeu să cadă? Nu cade dacă este un idol mort, prizonier al oamenilor. Numai Dumnezeu cel viu cade, la fel cum cade orice iubire care știe să compătimească, care are motive pentru a-și pierde și dărui viața. Fiul lui Dumnezeu, în trup, căzând, a dat sens fragilității noastre și, ridicându-se, a luminat așteptările noastre, a reaprins fitilul care fumegă, a îndreptat trestia înclinată de vânt. Dumnezeule, plin de mângâiere și de milostivire infinită, miluiește-ne pe noi. Tatăl nostru, ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșicilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. În drum spre Golgota întâlnește pe prea mâhnita Maica Sa. Durere mare îl cuprinde, văzând stațiunea a patra. Iisus întâlnește pe Maica Sa mâhnită. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mamei lui: iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca un semn de contradicție, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi, iar o sabie va străpunge sufletul tău. Durerea ta nu a avut altă mângâiere decât chipul mamei tale. Privirea sa alina rănile inimii tale, rănită de lipsa de iubire a oamenilor. Tăcerea ei, părtașă la suferința pe care numai iubirea știe să o ofere și să o suporte, păstrând-o în umilință, era balsamul sufletului tău, împărtășirea puterii iertării, caritatea care depășește orice refuz ingrat al omenirii. Marie, mama lui Iisus
și mama noastră, mijlocește pentru noi și ne însoțește pentru a putea depăși orice încercare. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cele toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșicilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. În sine, Simon, nici cirene, îi duce crucea lui Iisus. Dar când cunoaște cine-i Domnul, de mine ucenic s-o pus. Stațiunea a cincea. Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus lui crucea, ca să o poarte după Iisus. O, Simon din Cirene, să fi fost din mila ta sau din porunca soldatului roman, nu vom ști niciodată și nici nu interesează. Ceea ce contează este gestul acela, acel moment de apropiere și de întovărășire cu Fiul omului împovărat de cruce. Cirineu al Calvarului, oriunde vei fi prezent, binecuvântat fie numele Tău necunoscut, binecuvântate să fie brațele Tale pline de milă, binecuvântată să-ți fie calea sub aceeași povară. Domnul pe care L-ai ajutat să ne ajute și pe noi să fim asemenea Ție, apropiați și solidari în aduce crucea celui care suferă. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Și Veronica, o mărabă, cu mine întinde Domnului, pe care drept recunoștință se întipărește chip. Stațiunea a șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. S-a înălțat ca o mlădiță înaintea Lui și ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu avea formă și nici frumusețe să o privim, nici înfățișare ca să o dorim. Disprețuit și refuzat de oameni, om al durerii, cunoscător al suferinței de care îți ascunzi fața. Era disprețuit și noi nu l-am luat în seamă. O femeie, un gest al mâinilor dornice să-ți șteargă chipul plin de sudoare și de sânge. O, Tu, biată bucată de pânză, întipărită cu chipul suferinței Tale pentru noi, relicvă prețioasă a iubirii Tale față de oameni,
convingătoare mărturie pentru fiecare om născut din femeie, ce ne spui că Tu, Fiul lui Dumnezeu, ai venit printre noi pentru a locui și a ne alina durerea care ne oprimă, pentru a învinge moartea care ne înspăimântă și pentru a ne dărui viața. Izbăvește-ne, Doamne, prin milostivirea Ta. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșicilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit de acea mulțime de păcate pe care Stațiunea șaptea. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Numai în Dumnezeu se află liniștea sufletului meu. De la El vine mântuirea mea. Numai El este stânca și mântuirea mea, turnul meu de scăpare, de aceea nu mă clatin. Până când vă veți năpusti asupra unui om, lovindu-l cu toții ca pe un zid gata să cadă și ca pe un perete surpat, se sfătuiesc cum să-l doboare de la înălțimea lui, se desfată în minciună, cu gura binecuvintează, dar în adâncul lor blestemă. Numai în Dumnezeu își află sufletul meu liniștea, pentru că numai de la El vine speranța mea. Numai El este stânca și mântuirea mea, turnul meu de scăpare, de aceea nu mă clatin. În Dumnezeu este mântuirea și gloria mea, stânca tăriei mele, refugiul meu este la Dumnezeu. Poporule, puneți încrederea în El în orice moment. Revărsați-vă inimile în fața Lui. Dumnezeu este refugiul nostru. Zdrobit, tu caz sub greutatea lemnului, copleșit de răul lumii și de suferința omului. În felul acesta, părtaș al slăbiciunii noastre, împovărat de greșelile noastre, ne vorbești în tăcere despre iubirea Ta cea mare. Nu ne-ai iubit pentru că noi te iubeam, ci numai ca împreună cu tine să putem, iubiți fiind, să învățăm să iubim sub greutatea crucilor din vremurile trecute și mereu prezente, care împovărează viața și istoria noastră. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșicilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Femei plângânde în conșoară, pe drumul greu chinuitor, Iisus le îndeamnă să nu-L plângă pe El și pe copiilor. Stațiunea opta. Iisus mângâie femeile din Ierusalim care plâng.
Închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Îl urmau și o mare mulțime de popor și de femei care își băteau pieptul și îl plângeau. Întorcându-se către ele, Iisus le-a spus: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci mai degrabă plângeți-vă pe voi și pe fiii voștri, căci iată, vor veni zile în care veți spune: fericite cele sterile, cele care niciodată n-au născut și pieptul care n-a alăptat. Atunci vor începe să spună: munților, cădeți peste noi și colinelor, acoperiți-mă. Căci dacă așa fac ei cu lemnul cel verde, ce se va întâmpla cu cel uscat? Au avut darul lacrimilor femeile din Ierusalim, care te urmau bătându-și pieptul pentru păcatele lumii. Iar plânsul lor era plânsul tuturor fiilor oamenilor, născuți din femeie, călători pe pământ, începând de la plânsul nașterii și până la plânsul agoniei de pe urmă. Au plâns pentru tine, Fiul al lui Dumnezeu, venit în trup ca să suporți durerile tuturor. Au plâns pentru fiii tuturor femeilor, pentru ca crucea lor să se unească cu a ta și prin crucea ta să ajungă la ele lumina vieții. Privește la durerea lor și împlinește-ne rugăciunea, ecou și al durerii noastre. Fie-ți milă de noi toți, iubire răstignită! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Când pentru a treia oară pe care cărăiel împing și lebat, și noi ne asemănăm cu dânsii, atunci când facem un păcat. Stațiunea nouă. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Chinuit și umilit, el nu și-a deschis gura. Ca un miel dus la înjunghiere și ca o oaie mută înaintea celor care o tund, nu și-a deschis gura. A fost luat cu violență și judecat. Cât despre generația lui, cine se gândește? A fost ters de pe pământul celor vii. Pentru nelegirea poporului meu a fost lovit. Mormântul lui a fost cu cei nelegiuiți. Cu cel bogat a fost în moartea lui, deși nu făcuse nicio violență și nu fusese înșelăciune în gura lui. A cădea din nou este gestul cel mai uman, manifestarea fragilității trăirii umane. Și tu ai căzut din nou, Dumnezeu adevărat și om adevărat, care te-a întrupat pentru a locui în abisul dorinței trupului de viață, de forță, de lumină. În felul acesta, victoria ta a devenit victoria noastră, căderile noastre tu le dai speranță, iar iubirea ta ne ajută să trecem peste orice cădere și să învingem tăcerea morții. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
pâinea noastră, cea de toate zilele, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Iisus e despuiat de haine, iar rănile cumplite dor, și desfrăcat ce greu îi vine să stea. Stațiunea a 10-a. Iisus este dezbrăcat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de a-mi aduce mântuirea cuvintele strigătului meu. Nu te îndepărta de mine, pentru că strâmtorarea este aproape și nu este cine să mă ajute. M-au înconjurat tauri mulți, tauri puternici din Bazan m-au împreșurat și cască spre mine gura lor ca leul care sfâșie și rage. Mă scurg ca apa, mi se desfac toate oasele, inima mea este ca ceara, se topește printre măruntaiele mele. Mi se usucă cerul gurii ca un ciop de oală și limba mi se lipește de gâtlej, mai așezat în praful morții. Iată, mă înconjoară câinii, o bandă de răufăcători mă împreșoară. Mi-au străpuns mâinile și picioarele, mi-au numărat toate oasele. Ei mă privesc și se uită după mine, își împart între ei hainele mele și au aruncat sorții pentru tunica mea. Dar Tu, Doamne, nu sta deoparte. Ajutorul meu, grăbește-te să mă ajuți. Nimic nu-ți mai rămâne, nici măcar hainele care ți-au acoperit trupul. Dumnezeu le-a făcut sărac din iubirea față de cei săraci. În acest fel, trupul tău s-a pregătit pentru ultima trecere. Străpuns de cuie, udat de sânge, a fost mărturie pentru noua minune din a treia zi, victorie asupra morții, izvor de viață nouă pentru cel care se încrede în tine. Vino și ne mântuiește, iubitorule de oameni, răscumpărător al lumii. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele-i curat. E suferă ca să ne spele de răutate și păcat. Stațiunea 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Era ceasul al treilea când l-au răstignit. Era scrisă inscripția condamnării lui, regele iudeilor. Împreună cu el au răstignit și doi tâlhari, unul la dreapta și unul la stânga lui. Cuie bătute în trupul tău,
Fiul al lui Dumnezeu, spre a-ți opri suflarea, Tu care ești izvorul vieții, delir al atotputerniciei călăului, umilința lui Dumnezeu, care se predă închisorii morții pentru a o învinge, iradiind din interiorul ei viața mai puternică decât durere și încercare, și face din ultima tăcere o cântare de victorie. Vino și ne mântuiește, Doamne Iisuse! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșicilor noștri. Ce ne mântuiește de celălalt. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Pe cruce Domnul moare de chinuri, simțind că este părăsit, dar-i misiunea-n credință, prin jertfa crucii am plinit. Stațiunea 12-a. Iisus moare pe cruce. Închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Pilat s-a mirat că murise deja și, chemându-l pe centurion, l-a întrebat dacă a murit de mult. Aflând de la centurion, i-a dăruit lui Iosif trupul. Iosif, cumpărând un giulgiu, a luat jos trupul, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care fusese săpat în stâncă. Apoi a rostogolit piatra la intrarea de la mormânt. Și cuvântul a amuțit, cufundat în ultima tăcere, părăsit pe brațele crucii, după ultimul strigăt, te-ai cufundat în tăcere. Niciodată tăcerea nu a fost atât de mare și întunericul atât de profund. Se stingea lumina, care luminează pe fiecare om ce vine în această lume. Tăcea cuvântul care a spus și toate au fost create. Suspendat, pământul aștepta iar inima lumii, iar inima lumii bătea în neliniștea nopții, pregătind aurora învierii tale. Așa cum așteptăm ca viața noastră să învie în viața ta, care ești Domnul învierii. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de Tine. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Când trupul-i dat jos de pe cruce și-n brațele Mariei pus, cine ar putea simți mâhnirea cu care-l Stațiunea 13-a. Iisus este luat jos de pe cruce. Închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Când s-a făcut seară,
întrucât era ziua pregătirii, care este ajunul sâmbetei, a venit Iosif din Arimateia, membru respectat în Sinedriu, care a așteptat și el împărăția lui Dumnezeu. A îndrăznit să intre la Pilat și să ceară trupul lui Iisus. Aflând de la centurion, Pilat i-a dăruit lui Iosif trupul. Zăcea-i abandonat în brațele ei, mama ta, Maria, cea care te-a înfășat când erai copil și te-a vegheat în tăcerile inimii. Acum te privea pentru a-ți spune din nou cuvinte de iubire. În inima ei, de mamă, așteptarea sfârșietoare însemna renunțare și pace plină de încredere în promisiunea divină. Maica Sâmbetei Sfinte umplea de credință noaptea așteptării. Cu ea alături, durerea noastră este pătrunsă de promisiunea vieții, care va învinge moartea și va deveni misterioasa auroră a Paștelui. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. Iisus e îngropat cu jale într-un mormânt lău și curat. Să-i dăm și noi calma cuință, un suflet bun nevinovat. Stațiunea 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou în care nu fusese pus nimeni niciodată. Așadar, pentru că era ziua pregătirii iudeilor, iar mormântul era aproape, l-au pus pe Iisus acolo. Oare poate moartea să înfrâneze viața? Poate oare piatra mormântului să oprească pentru totdeauna puterea iubirii victorioase? Teribilă este tăcerea cuvântului veșnic, o putere gata să descătușeze cuvântul noii creații. Pe colina din afara Ierusalimului, lumea cea nouă, aflată ca în pântecele unei mame, se pregătește să se nască, purtând în trupul fiului părăsit substanța lumii, gata de înviere. Cu tine, Iisuse, dorința devine speranță, iar speranța anticipă viitorul promis. Tu, cel care ai venit, vei reveni. Vino, Doamne Iisuse! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, miluiește-ne pe noi. O, Doamne, noi am fost tot ce am greșit.
Părintele Miloștivirii, privește cu iubire și binecuvintează-ne pe noi cei adunați pentru a comemora pătimirea și moartea prea iubitului Tău Fiu, în speranța că vom învia împreună cu El. Dăruiește tuturor iertarea Ta și mângâierea Ta divină, pentru ca să fie puternică credința noastră, strălucitoare speranța noastră și arzătoare iubirea inimii noastre, prin focul carității Tale, în bucuria Duhului Sfânt, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Dumnezeu, Părintele îndurărilor, care prin pătimirea Fiului Său unul născut v-a dat pildă de iubire, să vă dea harul ca slujind lui Dumnezeu și oamenilor, să primiți darul negrăit al binecuvântării sale. Amin. Voi, care pătrunși de credință, că prin moartea vremelnică a lui Hristos ați fost izbăviți de moartea veșnică și primiți de la El darul vieții fără de sfârșit. Amin. Voi care urmați exemplul de umilință a lui Hristos și ajungeți părtași de învierea Lui. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu cu așa iubire de oameni, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și cu voi să rămână totdeauna. Amin. Celebrarea ritului căii Sfintei Cruci s-a terminat. Să mergem în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Marea bunătate.